fata. Da, ne-am întors în direct, vorbeam despre cum se compune complexul Ghencea, încercam să-mi dau seama unde este terenul celor de la, de la Steaua. Vorbim cu responsabilii de soarta rugbyului Buzoian, Mugurel Preda, Costică Merșoiu și George Georgescu. V-am dat acum în ordine inversă. Făceam un program, așa, un țintar al turului și am văzut că cele mai importante meciuri, să fim serioși, meciurile contra echipelor cu care ne luptăm în, în cursa asta împotriva retrogradării sunt în, sunt în deplasare. Pe care, de consecință, putem spune că va fi un retur cât se poate de complicat. Și turul a fost complicat. Până la urmă, exact cum am zis, abordăm cu maximă seriozitate fiecare meci. Acum să nu ne mai lăsăm influențați de prenumele sau numele echipei din fața noastră. Și bineînțeles că noi am plecat cu premiza orice meci 100%. Da, totuși se vorbește, nu știu, e în general și la meciurile tur-retur, când se joacă în cupele europene, habar n-am, e mai bine să ai returul acasă, în fața, în fieful tău. Trei deplasări super importante într-un retur, nu știu, nu este destul de comod. Costică, ce zici? Să avem patru meciuri acasă. Dar meciurile de acasă, nu știu, sunt cu Baia Mare, cu CSM, cu Steaua, Timișoara. Și dacă suntem, dacă ne predăm înainte, să nu mai facă deplasarea, să nu mai jucăm. Nu e normal. Le abordăm, v-am spus înainte, le abordăm 100% fiecare meci. Avem din cauza asta, ne-am făcut și un lot de 30 de jucători ca să putem să le abordăm meciurile 100% cu echipa cea mai bună, cea mai în formă, cu jucătorii cei mai în formă. Înainte de pauză, domnul Preda punctea ceva cât se poate de important, mai ales când, nu știu, adun la oaltă 30 de caractere. E foarte greu, și joacă 15, evident, e foarte greu să împaci pe cineva care a venit la echipă și vede, nu știu, că uneori e rezervă. Bănuiesc că și asta e o muncă destul de dificilă pentru un antrenor. Echipa se face din antrenamente. Depinde cum ce dau ei la antrenamente, ce arată la antrenamente, e normal. După care l-ai introdus în meci, ai vizionare, ai video, îi arăt ce a făcut bine, ce a făcut rău, iei punctele cele mai slabe cu punctele cele mai bune care le-a făcut și le compar cu celălalt care e pe postul lui și atunci îi explici. Trebuie să mai îmbunătățești asta, trebuie să faci asta, ai fost slab în asta. Și înțeleg de obicei că până la urmă vorbim de niște oameni exact vârsta între un tânăr și un om matur, adică unui băiat de 25 de ani. Noi tot încercăm să, și tot timpul avem discuții cu ei, pentru că încercăm să-i facem să devină cât mai profesioniști în tot ceea ce fac. Și au ales drumul ăsta, câștigă un ban pentru că fac sportul respectiv. Va trebui să devină cât mai profesioniști. Și e și motivul pentru care facem toată această analiză video. Adică în momentul în care îi arăți concret și își dă seama să realizeze unde a crejit și el, adică să nu există o discuție în care să-l trăiască cu impresia că antrenorul are ceva cu el. Sau, da, adică antrenorul pentru că există un foarte bun psiholog. Există aceste discuții cu ei, într-adevăr, după fiecare meci avem analiza video, se analizează fiecare, faza de atac, faza de apărare, greșeli individuale, plusuri și minusuri, exact cum a zis Costică, și atunci ei înțeleg, nu mai există, adică nu există resentimente. Da, au fost făcute, nu știu, la începutul sezonului și pe parcursul acestuia, au fost făcute destule transferuri în contextul în care, suspunem pe aia dreaptă, cu toată stima pentru cei care au obținut promovarea, lotul gloriei la intrarea în Superliga era destul de subțire. Care a fost, nu știu, surpriza plăcută pe care ați avut-o, transferul, să zicem, cel mai bun făcut la începutul sezonului? După noi, toate transferurile au fost bune. Au confirmat majoritatea jucătorilor care i-am adus. Jucătorii care n-au confirmat nu se mai află între rândurile noastre. Încercăm să completăm lotul, să aducem jucători cu valoare și cu plus de experiență și valoare, să zic, în același timp. Domnul Pedea, pentru dumneavoastră, să zicem, aveți o surpriză plăcută? Nu, n-aș putea să evidențiez pe cineva. Sunteți diplomat? Special. Nu, sunt diplomat, dar nu... E un sport de echipă, nu pot să... Noi lucrăm tot timpul, să jucăm ca o echipă și tot timpul am avut chestia asta de a juca ca o echipă, de a antrena împreună, de a rămâne împreună. Individualitățile
în sportul ăsta există, dar sunt foarte greu de reperat, pentru că nu ai cum să răzbați dacă joci singur și nu joci împreună cu echipa. Mai ales că sunt transferurile au fost bune, sunt jucători tineri în primul rând, sunt jucători care au trecut printr-un tur de Superligă, sunt jucători care au jucat pentru prima oară în Superligă, care s-au văzut cam cum stă treaba în acest campionat. Noi sperăm într-o evoluție cât mai bună a lor în partea a doua și chiar avem așteptări destul de mari. Singurul lucru care trebuie să urcăm foarte mult e problema de a crește puțin mentalitatea lor, în a deveni să-și propună. Noi vrem să-și propună mult mai mult decât și-au purătut până acum. Suntem în trafic. În toamnă aveam o discuție așa între patru ochi cu domnul Merșoiu, cu Costică, și îmi spunea că mi-e frică de copii ăștia, că dau cu capul de Superligă. Aveați o temere așa că unii dintre ei s-ar putea să nu facă față șocului pe care îl presupune Superliga Czech Bank? Din punct de vedere psihic, pentru că am avut meciuri în care am jucat exact rugby pe care îl doream și meciuri în care n-am jucat rugby pe care îl doream. Exact la ce ne așteptam, acele fluctuații, tocmai datorită mentalității la care încercăm să lucrăm. Și cu atât mai mult, fiind o echipă în formare, asta încercăm să le insuflăm, jocul de echipă, nu individualități, pentru că clar în momentul în care ești individualist într-un meci într-un sport de echipă, n-ai cum să câștigi. Că în primul rând toți ne dorim să câștigăm, da? Pentru că există un obiectiv comun. Chiar și lăsând deoparte obiectivele individuale. De-aia sunt sportivi profesioniști ca să câștige. Da. Dacă faci sport din plăcere, poți să și pierzi, poți să pierzi uneori chiar cu plăcere, dar când joci pe bani vrei să câștigi, evident. Discutam acum cu Mugur la antrenament și spuneam și făceam o comparație cum i-am luat în iulie la antrenamente, cum s-au prezentat și cum erau și cum sunt acum, cum se prezintă acum. Bănuiesc că diferența este una care se vede cu ochiul liber. E îmbucurătoare, da, e îmbucurătoare. Ați evitat. Apropo de întrebarea noastră mai devreme, de individualități, e greu, pentru că noi, cunoscând mai bine sportul respectiv, noi știm că într-un meci poate să-ți sară în ochi ca și spectator un băiat care transformă, care marchează încercări și așa mai departe. Dar poate cel mai bun jucător din echipă e un jucător nu se vede foarte mult, care muncește foarte mult la sol, care muncește foarte mult în apărare. Și noi asta poate nu-l vedeți pe teren, dar noi știm ce face băiatul ăla la munca lui. Sunt unii care ies în față pentru că eu chiar m-am trag balonul că înainte, îl poartă. Chiar mă uitam. Vă dau un exemplu. Poate sunt jucători care îți marcă într-un meci două eseuri și au ratat 7 placaje și sunt jucători care îți dau 20 de placaje în meci. Și placaje decisive, adică... Da. Și care nu se văd... Nu se văd așa. Asta sunt pentru cunoscători. Da. De asta noi... spun că nu putem să dăm... Avem un băiat care e extraordinar. Da, există băieți extraordinari. Există băieți care fac mai mult sau ies mai mult în evidență față de ceilalți, dar sportul de echipă necesită multă muncă în general, acest sport. Ați evitat să răspundeți, atunci spuneți-mi vă rog care a fost cel mai bun meci din turul ăsta. Eu am fost la vreo două meciuri, am fost și la cel Dinamo și Steaua. Dinamo și Steaua. Da. Dinamo și Steaua. Dinamo acasă, Steaua în deplasare. Mie mi-a plăcut și cel din cupă, cel pierdut, unde s-a jucat. Nu mă așteptam așa să fie așa de frumos. S-a jucat chiar cel un fotbal și pentru da, acasă. Sau un fotbal, s-a jucat un rugby și pentru ochiul neavizat. Timișoara, nu? Nu, a fost frumos că a fost un meci deschis. A fost un meci deschis în care vine un copil de 12 ani la stadion, vede ce se întâmplă acolo și poate meciul ăla l-atrage. Costică nu e de acord cu mine, bineînțeles. Cine ar fi văzut meciul Stelei pe Ghencea, spun sigur că și acolo ar fi venit. Da. Cu toate că a fost televizat numai de Rugby TV, n-am încercat pe pagina noastră de Facebook să-l mediatizăm, chiar am redirecționat multe persoane să vizioneze meciul. A fost un meci într-adevăr foarte frumos. Au fost deja voci, în ciuda locului cât se poate de respectabil pe care îl ocupă Buzău în Superligă. Și în ciuda prestațiilor bune, au fost voci care au spus că în lotul actual sunt prea puțin buzoieni. Știu că sunt grupe de juniori la Buzău. Când vom vedea așa mai mulți copii din Buzău în echipa de rugby? În
În primul rând, aș vrea să spun că nu sunt gurile rele. În primul rând, gurile rele, oricare ar fi ele, nu știu câți copii au adus la rugby. Deci, în primul rând, aș întreba câți copii au adus ei la rugby, ca să vorbească dintre Buzeni. Și în primul rând aș întreba dacă știu situația în care echipele de juniori au încercat să supraviețuiască aici în Buzău, de rugby. Și cu toate acestea am reușit să dăm jucători și avem jucători în formare, jucători tineri pe care vrem să-i aducem ușor, ușor, să-i integrăm în echipa mare, care în momentul de față, tocmai pentru a-i putea crește, i-am dat la echipe că unde aveau potențial. Și în momentul de față, noi ne bucurăm că avem buzoieni crescuți la Buzău și care au jucat la Buzău. Și sunt acum în prima echipă și sunt și în primele 15, da? Care sunt buzoieni 100%. No, eu chiar am auzit oameni care nu sunt implicați în fenomenul ăsta, oameni de pe care, să zicem, au ridicat problema asta. Ați rămâne surprins dacă v-ați uita la o statistică la nivel național. Câți jucători are Timișoara crescuți în echipa lor de juniori? Nici eu. Știu că cel puțin acum suntem în 2018 și ziceam, e foarte greu să aduci un copil la sport și mai ales să-l faci să se ține, pentru că dacă începe rugby să țină la 10 ani, până la 18 ani sunt atâtea și atâtea piedici puse în fața carierei sale de potențial rugbyist. Sunt exact, sunt foarte multe, foarte multe tentații. În momentul de față zic că Buzău are cel mai mare, deci pentru acele guri rele, are cel mai mare număr de jucători care vin pe peniera proprie. Da, e și o echipă care, în ciuda fondurilor oferite de municipalitate, nu își permite, să zicem, cele mai extravagante salarii și cele mai extravagante sume de transfer. Adică trebuie, transferurile au fost făcute, bănuiesc, chipzuite, așa. Foarte chipzuite. Da. Costică, foarte unde chipzuite. Vezi, vorbeam de, unde vezi Buzăvă peste 3 ani, rugbystic vorbim? În prima divizie, în Superliga Czech Bank, cu 4 grupe de juniori, juniori 1, juniori 2, juniori 3, cu o bază frumoasă, modernă, cu camere, cu sală de forță, cu nocturnă, cu tribuna acoperită. Eu acolo îmi doresc să fie Buzău și să ajung acolo, pentru că e un oraș, zic eu, în schimbare și în schimbare, zic, când zic că schimbare, e în schimbare spre bine. Se dorește să se facă, se dorește să se muncească și... Cu atât mai mult cu cât rugby e un sport de tradiție și Buzău e un oraș cu tradiție. Să păi, uităm că e atestat istoric, știu, arheologic. Până la urmă, echipa de rugby a Buzăului, defuncta de acum Contactoare, este echipa care a obținut cea mai mare performanță din istoria sportului buzoian. Da, da, Cupa pentru României. Că nicio echipă n-a câștigat Cupa României. Eram mega mic, nu știu, 86 sau 85, nu mai știu. 86. La nivelul decenului, la mijlocul decenului al 8-lea. Eu spun că e lucru îmbucurător, pentru că trebuie să muncim pas cu pas și s-a dovedit că conducerea orașului iubește sportul, susține sportul și este alături de sport și rezultatele... Bănuiesc că o să înceapă și să apară la echipele de la echipă, la echipe să că nu suntem numai noi, e, mai e foarte ușor să e ușor la individual să faci performanță, pe când la echipă implică mai mulți la rugby ieșim așa din sfera academicului, e și nasol. Pentru că dai de echipe dintre astea, adică bine, Timișoara până anul ăsta, din ce știu eu, avea un buget de 3, un buget comparabil ca unei echipe de fotbal. Da, da. CSM-ul are un buget pantagruelic, a zice. Vreau să vă spun ce... CSM-ul la jumătate din echipa Stelei. Haideți să fim serioși. Să nu uităm că eu am jucat cu Timișoara când aproape m-am lăsat de rugby și tot la fel erau în construcție Timișoara și luau 70-80 de puncte, le dădeam cu Dinamo. Au luat-o ușor, au muncit, e normal. S-a investit. Din păcate, și îmi pare rău de Timișoara, că n-au putut să investească într-o bază sportivă cum ar trebui, cum merită orașul Timișoara, pentru că e un oraș, zic eu, foarte, foarte ok. Dar lucruri bune s-a făcut la Baia Mare, adică s-a și construit o echipă foarte bună,
zic așa, în care se bată, da, au construit, în paralel au construit și o bază cu vestiare, cu sală de mese, Baia cu sală Mare, de forță. Te întrerup cu... un pic, Baia Mare cred că este și echipa cu cea mai mare atendanță la stadion, cu cea mai mare medie de spectatori. Da, da, da. Noi suntem acolo, cam după ei, să zicem. Eu așa am zis. Asta m-a surprins, pentru că hai să fim serioși. Și acum o să vină CSM București la Buzău. Da, Steaua, este, va fi un meci cu CSM București, realist vorbind, cel mai probabil de pierdut. Sunt sigur că o să fie plină tribuna. Păi la meciul cu meciul cu CSM București, la București, jumătate din spectator, mai mult de jumătate a fost buzăieni. Păi da, zic, publicul vine la rugby, asta poate m-a surprins cel mai plăcut. Chit că știe că cel mai probabil este un meci pe care îl vom pierde. Să nu uităm că publicul buzoian iubește sportul. E de ajuns să ne uităm la că se joacă fotbal, handbal, volei. Lumea începe să vină. La noi, în momentul în care am început să mediatizăm, au venit și rezultatele, dar cu atât mai mult au venit și echipe pe care lumea știa, au zis, domne, Dinamo, hai să vedem Dinamo. Au venit un Tomitani cu care s-a luptat Buzău, s-a luptat și anul trecut. Tomitani care e farul Constanța. Da. Fosta campionă a României, exact. Puțin știu. Adică puțin Clujul, mai știu. Care, la fel, Clujul, vine Clujul, o echipă mare dintr-un oraș mare. E o echipă cu tradiție de când s-a înființat Superliga. Oamenii au venit. Pe lângă faptul, cum spunea Coste, că vede peste 4 ani, eu aș mai pune acolo și tribuna plină. Da, tribuna aceea plină. Poate cel mai oameni, important, poate cel mai important. E cel mai important că spune multe despre Buzău și despre echipă și despre rezultatele echipei. Domnul Mogurel, nu mai avem foarte mult timp. Ultima întrebare, cum v-a plăcut? Adică ați rămas surprins de ce se întâmplă la Buzău, așa, la nivel de emulație creată în jurul omului de rând? Pentru că să vă spun și de ce. Eu mă duceam la meciul și când se juca în divizia și erau, să zicem, 300 de spectatori, dar niște oameni pe care îi cunoșteam. Îi vedeam, erau ăia care veneau de obicei la rugby. Acum am văzut și fețe noi, am văzut oameni obișnuiți care vin să vadă rugby. Da, ești plăcut surprins când spectatorii sunt la... Până la urmă, de asta e și sportul, nu? Că se aduce spectatorul la teren. Eu zic că ăsta e cel mai important și cred cu proiectul pe care despre care Costi a vorbit. Eu cred că afluența va fi puțin mai mare, pentru că una e să-ți vină lumea și să ai să fie o atmosferă plăcută și frumos și ca stadion și o tribună acoperită și să ai mai ales că ne ajută și parcul, să fie o atmosferă plăcută, nu știu, e altceva totuși. Am fost în Franța, știu cam ce e acolo. Știu la echipe, nu la echipe foarte mari, vorbesc de foarte mari, echipe de echipe mai mici care au ceva cochet, ceva frumos și e foarte plăcut. Și eu cred că oamenii vin când, cel puțin sâmbătă, duminica, să iasă din casă. Eu cred că e frumos să vii vara sau spre toamnă, târzii, așa, să vii să vezi un meci în care ai o atmosferă plăcută și să vezi și un meci de rugby. Locul te îmbie așa, să fii pur și simplu, chiar nefiind spectator, exact, de rugby, să vii să bei o cafea la terenul de rugby în timp ce se joacă. Ziceam că e ultima întrebare, nu mă țin de cuvânt, repede pentru fiecare, pe ce loc termină Gloria sezonul ăsta? Diplomat, evită retrogradarea. Vă dați seama că ne dorim un loc cât mai sus. Adică cât mai bine clasat. De ce să vă mințim? Obiectivul nostru rămâne același, evitarea retrogradării, dar de ce să nu fim realiști și să nu ne dorim să terminăm pe locul 5? Locul 5. Suntem pe locul 5, dorim să ne mențim, dacă se poate, vă dați seama, e greu. O să vină play-off-ul, indiferent pe ce loc ești, poți să cazi după 5, să te duci pe 8, dar noi sperăm să rămânem undeva mai sus. Da, diplomați și la această întrebare. Mulțumim de prezență, au trecut repede 52 de minute. Baftă mult în continuare, canturamentul ușor dacă se poate și un retur liniștit, măcar să fie. Mulțumim frumos și vă așteptăm din martie. Și cât mai multă lume la stadion. O să ne facem datorie de presar și o să anunțăm și noi toate meciurile, atât de acasă cât și din deplasare. Deocamdată anunțăm finalul ediției de astăzi. În câteva minute, colega Magdalenescu cu Dale Buzeanului. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine!